Celebrul dicton român, sănătate prin apă, ne duce mereu cu gândul la apele termale de Vichy din Franța. Știai însă că există o regiune în țara noastră unde ne putem bucura de efecte extraordinare, asemănătoare ale apei. Aici, izvoarele de ape minerale pot să ajute la vindecarea a nenumărate boli. În urmă cu mai bine de 130 de ani, în localitatea Tinca din județul Bihor, s-a descoperit o apă miraculoasă care poate să ajute la vindecarea a o mulțime de afecțiuni de sănătate. Izvoarele de ape minerale se află chiar în câmpia Crișurilor, pe malul drept al râului Crișului Negru. Încă de pe atunci, oamenii au cunoscut efectele benefice ale apei și s-au tratat de diverse boli. În prezent, în regiune a fost construită stațiunea balneoclimaterică permanentă Tinca. Aici, românii suferind se pot trata cu ajutorul la mai multe izvoare de apă minerale. Acestea conțin sodiu, magneziu, calciu și fier, fiind ape bicarbonatate, calcice, sodice, clorosodice, magnezice, cu efecte benefice asupra mai multor organe. Stațiunea balneoclimaterică se află la doar 40 de kilometri de Oradea și se bucură de un renume internațional. Pe una dintre plăcuțele cu informații de la intrarea în stațiune se face referire în mod direct la apa miraculoasă din orașul francez Vichy. Într-adevăr, apa de la Tinca face minuni pentru pacienți. Acest lucru a fost confirmat și de experți de la Institutul Național de Recuperare, Medicină Fizică și Balneoclimatologie. Izvoarele care amintesc de apa de Vichy au efecte benefice asupra ficatului, stomacului, precum și asupra oaselor pacienților. Unii spun chiar că apa miraculoasă de la Tinca vindecă absolut orice boală. Desigur, este doar o superstiție dacă am putea să o numim altfel. Aceasta nu minimalizează însă efectele miraculoase ale apei de la Tinca. Apa miraculoasă de la Tinca poate să aibă efecte rapide și asupra tenului. Femeile spun că pielea lor devine mai elastică și mai catifelată după tratamentele cu apă din regiune, relatează playtech.ro.